Pare rău că trebuie să spun, n-ar vrea să spun nimic negativ despre dânsul. S-a luptat foarte mult în timpul mandatului meu ca să fie general. S-a propus singur și la, nu știu cum a ajuns în situația să trimită o propunere la Cotroceni pentru postul de general, fără să treacă pe la minister și pe la ministru. Procedura normală, eu nu cunosc procedura normală. Procedura normală este că trebuie să treacă orice propunere, trece pe la ministrul apărării naționale. Am fost șocat de acest lucru. A spus că îi se cuvine acest lucru. De sincer, doresc să iau cât mai mulți bani de la FCSB. Deci, pentru că m-a răit și pe mine atât de mult. Pe de altă parte, au existat și sunt și în momentul ăsta o serie de anchete la Clubul Steaua legate de unele nereguli care există acolo. Țin minte, mă aduc aminte doar una dintre ele, ASS Steaua a cerut în instanță niște acte cred că în virtutea legii liberului acces la informații de interes public, niște acte care erau legate de înființarea clubului Steaua și ca și organizație de tip amator, mi se pare, pentru fotbal amator. Și în octombrie, dacă nu mă înșel, era un termen și am văzut că domnul colonel Talpan a obstrucționat oarecum punerea la dispoziție acestor și s-ar putea, mi se pare, să piardă ministerul aceste procese. Domnul colonel Talpan a obstrucționat oarecum punerea la dispoziție acestor și s-ar putea, mi se pare, să piardă ministerul aceste procese. Deci, am văzut în aceasta o serie de interese urmărite așa. De sincer, doresc să iau cât mai mulți bani de la FCSB. Deci, pentru că m-a răit și pe mine atât de mult. Mi s-a părut că domnul colonel Talpan face foarte mult caz încercând să-și promoveze propriile interese. De sincer, doresc să iau cât mai mulți bani de la FCSB. Deci, pentru că m-a răit și pe mine atât de mult. Are unele probleme administrative acolo la nivelul clubului și nu vreau să mă pronunț. Probabil că la un moment dat vom avea niște rezultatele unor anchete acolo în care nu toate lucrurile au fost curate. În 98, atunci când s-a pierdut pentru prima dată și când a fost un element important în pierderea brandului, atunci cred că domnul Coler era acolo, Talpan, și a fost cel care a pierdut în momentul acela. Sunt foarte mulți care țin cu FCSB-ul pentru că iubesc Steaua veche și care au mers mai departe într-un mod mecanic, să zicem, da, pentru echipa care a avut continuitate și care s-a prezentat de Steaua o bună perioadă.